acolo unde, după ce ai lucrat 20 de ani și în calitate de director 14 ani și unde chiar mi-am pus sufletul. Și credeam că nu merit colegii mei și părinții acestui liceu și copiii acestui liceu ca să fie scoși în prăjină, în felul ăsta, într-un mod atât de urât și într-un mod atât de cinic, numai pentru a-ți atinge scopurile, cred eu, chiar oneste, așa să zic eu. Deci totul a apărut de la aceea că doamna profesoară de franceză, Tatiana Babuc, nu a avut ore de limba a doua, dat fiind faptul că nimeni în țara aceasta nu studia limba a doua până la clasa a 10-a. Noi am avut plan individual până 2 ani în urmă. 2 ani în urmă, Ministerul Educației a interzis planurile individuale și nu aveam de unde să pun limba a doua. În toți 14 ani în care am activat ca director, nu am avut din partea părinților și a copiilor și a colegilor, ce este straniu, nu am avut reproșuri, toate lucrurile au mers bine, ca atunci când a apărut un interes meschin, aș zice eu, să trimit atâtea scrisori în instanțe, deci au fost zeci de scrisori cu atâtea calomnii, minciuni sfruntate, care până la urmă s-a dovedit că nu, absolut deloc nu este nimic adevăr. S-au mai dat acolo niște replici dumnei că odată nu am vrut să o ajut să-și ia o datorie de la un părinte căruia i-a dăduse cu procente 20.000 de dolari și vroia ca să rețină atestatul copilului, ceea ce este anormal, consider eu. Eu nu mă ocup de probleme personale, noi ne ocupăm de problemele liceului. Asta este. Părinții nu știu cum să procedeze, deoarece eu le spun că eu sunt președinte la BAC și cu mine o să mergi la susținere. Vreau să vă, și la capitolul ăsta, să vă dezamăgesc groaznic, nu sunt președinte la BAC deja de vreo 6 ani, dacă nu mai mult, ori copiii noștri susțin în alte licee, la noi, în liceu, nu pot susține copiii, pentru că, adică să iau copiii străini, pentru că nu întrunim condițiile, adică nu încap după numărul de elevi. Noi avem o instituție obștească, o asociație de părinți, care va fi acum intitulată Asociație de Părinți, care, până la urmă, eu ca manager, m-am pomenit că degeaba ținem instituția asta obștească. Deci, inițial, se făceau niște stimulări în munca profesorului. După aceea, chestia asta a devenit deja normă și când au scris plângeri pe mine, au scris că, deși nu eu plătesc salarii din Asociația Părintească, dar au scris că se întârzie cu salariul. Spuneți-vă, rog, dumneavoastră, dacă ați avea copil. În primul rând, părinții este benevol. Vrea, plătește, nu vrea, nu plătește. Ceea ce vedeți dumneavoastră în liceu, absolut tot s-a făcut cu concursul părinților. Anul acesta n-am făcut absolut nimic, am lăsat totul așa, pentru că toți banii merg la salarizare. Să zicem, una din petiționarele de ieri și una din petiționarele care tot a scris scrisori, eu scrisoarea am anexat-o într-un demers Ministerului Educației, nu ministrul Șlechtițchi, ministrul anterior, care este semnată de către o mamă, eu n-am să dau nume, unde sunt descrise metodele foarte umane, după cum spun dumnealor, unde numai pentru ore particulare de la un copil s-au luat 20.000 de lei. Ministerul Educației s-a făcut cu plouă. Direcția Generală cam tot asta atitudinea a luat-o. Au mai apărut niște probleme. Am interzis, da, din 3 zile în urmă, i-am chemat și am spus interzic orele particulare care la liceul nostru, începând cu doamna Babuc, care ia 5 euro pe oră, de când eu nu știu dacă știam că sunt euro și mulți din colegii mei, și tot din petiționarii de ei, de ieri, care fac ore cu 5, 4, 5 euro pe oră, ținând câte 4-5 copii și mai mulți, și mulțiți dumneavoastră cam cât costă ora, și am interzis, am spus dacă vor să meargă la Direcția Generală și să-și ia este autorizații pentru prestarea serviciilor educaționale contraplată. Nu sunt sigur că va alerga cineva să ia autorizația asta. Eu recunosc, da, oficial, că câteodată chiar am închis ochii la multe lucruri și poate că
vrând ca și profesorul simt foarte bine. Eu nu am încurajat niciodată orele particulare, dar nu le-am, a fost greșeala mea, nu le-am interzis niciodată. Deși părinții, dumneavoastră dacă ați venit și ați face un sondaj, părinții sunt atacați de flagelul ăsta care se numește oră particulară în liceul Mircea Eliade. Eu rămân pe părere, rămân pe poziția că școala, în primul și în primul rând, este pentru elev și pentru părinți. Și atunci când elevul și părintele este satisfăcut de ceea ce se face, atunci înseamnă că managementul nu e defectuos. Foarte bine mă împac colegii de breaslă și nu mi-aduc aminte să fi avut conflicte și să nu pot să mă înțeleg cu ei. Nu scrisorile sunt metoda cea mai bună pentru aplanarea, rezolvarea unui conflict, ci dialogul constructiv. Scrisorile, după părerea mea, fac parte încă din metodele sovietice. Că nu ajung ore, că știu eu, nu vor fi ore particulare, nu știu care ar fi. Adevăr, când te gândești câte lucruri frumoase s-au făcut în liceul acesta și într-un moment se șterge cu buretele tot, pentru mine e chiar un mare semn de întrebare. 14 ani în urmă a fost, adică nu a fost concurs, dar au participat două persoane, doamna Băbuc și doamna Grâu, în funcție de director. A trecut doamna Grâu. Nu așa a fost fi. Eu atunci și tot am votat pentru doamna Băbuc. Așa a fost părerea mea. Și am votat pentru doamna. Eu nu am votat pentru doamna Grâu. A trecut 14 ani. A apărut o situație de conflict. Înțelegeți care situație a apărut? Că doamna Băbuc n-a avut ori, ați auzit, de franceză, da? Înseamnă că ce s-a întâmplat? Vă dați seama, în orice colectiv există persoane nemulțumite. Anunț grevă. Cum adică? La 1 septembrie, eu, de exemplu, doresc să încep anul de învățământ la 1 septembrie. Dacă ele nu doresc, vor grevă, plecați. Eu așa consider, dacă tu vrei să muncești, tu dorești întotdeauna să muncești, dar tu nu vrei să te răzbuni. Răzbunarea e pe primul plan. Nu, eu cred că nu. Sunt mulți profesori, foarte mulți sunt buni profesori. Faci ceva atât de frumos în 14 ani și la urmă cineva să zic nu mi-a plăcut ceva și hai du-te că pot să vin și eu și să lucrez aici. Eu cred că oricare ar suferi.